Municipiul Reghin a găzduit duminică 11 octombrie un turneu de volei. A treia ediție a Cupei Radu Dumitru s-a desfășurat în sala de sport din Apalina și a reunit 4 echipe din județ. Organizatorii au fost practicanții de volei din municipiu, care pun la cale asemenea competiții mânați de pasiunea pentru sportul cu fileu, dar și de prietenia care leagă echipele din județ. Duminică 11 octombrie la Reghin s-a desfășurat a treia ediție a Cupei Radu Dumitru la volei. Turneul, care a reunit 4 echipe, a avut loc în sala de sport din Apalina. Anul acesta e primul an în care e județeană. Avem 4 participanți, Reghin cu 2 echipe, Sărmașul, s-ar putea 5, încă nu știm, Sărmașul 2 echipe și Iernut încă o echipă. Organizatorii au fost practicanții de volei din municipiu, care pun la cale asemenea competiții mânați de pasiunea pentru sportul cu fileu, dar și de prietenia care leagă echipele din județ. Până acum Reghinul e primele 2 meciuri a câștigat, vedem următorul cu Sărmașul. Sperăm să câștigăm, oricum câștigăm în sănătate. Dacă vă uitați, o să vedeți că e foarte importantă, stârnește foarte multe pasiuni, indiferent de vârstă. Probabil mai mari pasiuni la vârsta asta ca la 16 ani. De-abia este la început, au fost de-abia, să zic, 20% din meciuri. Este palpitantă și sper să fie mai palpitantă de aici încolo. Știu că aveți o legătură deosebită cu echipa din Reghin. Da, da, așa este. De 7 ani, cred că, am început această legătură și ne simțim bine împreună. Facem 4-5 competiții pe an, și la noi, și la Reghin, și la Iernut, și sper să dureze și de aici înainte. Ne simțim foarte bine. Este anul ăsta, mi se pare, a 3-a sau 4-a întâlnire, care o facem împreună cu Reghinul și Sărmașul, și ne face plăcere să fim împreună. Volei, da? Vorbim despre volei, un sport care e deosebit față de altele. Prin ce? Volei se poate juca la orice vârstă. După cum vedeți, avem de la 19 ani până la 60 de ani și e mai puțin periculos ca alte sporturi extreme și foarte plăcut. Toți mușchii se solicită, te menții în formă și vă recomand la toți să practicați volei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!